Sala de festivități a școlii numărul 8 a fost plină de copii, dascăli și colaboratori, toți parte din proiectul european Ecoșcoala. În acest an, proiectul s-a intitulat Mănâncă Sănătos, motiv pentru care copiii au pregătit în cadrul acțiunilor din proiect mai multe activități care au promovat un mediu de viață sănătos. Au gătit după rețete tradiționale românești, au creat fructe și legume haioase și au tipărit o carte cu rețete minunate de prin școală adunate. Fiecare clasă s-a pregătit cum a știut mai bine și a prezentat produsul așa cum a dorit, fie la fotografia, fie la pășurat, așa estetic, să arate cât mai bine. Vă prezintă doamna revista pe care o au și invitații noștri în mapă. În urma activităților din cadrul proiectului Ecoșcoala s-a întocmit și un clasament, în urma căruia s-au desemnat clasele câștigătoare. Astfel, locul întâi a revenit clasei pregătitoare C, locul al doilea clasei întâi D, iar locul al treilea clasei a patra A. Spre surprinderea voastră, elevii de la pregătitoare, nu știu dacă chiar singurei vor fi lucrat ei acele produse, dar au fost deosebite. Le veți vedea și materialul pe care îl va prezenta colega voastră de la clasele mai mari. Pentru succesul de care s-au bucurat proiectul Ecoșcoala în rândul elevilor și a dascărilor, pentru al patrulea an consecutiv, școala numărul 8 a primit drapelul verde, care va rămâne arborat la intrarea în unitatea de învățământ.